prezență, așa cum ați și văzut astăzi, să urmează conferința județeană de alegere a președintelui PSD Neamț. În cadrul conferinței am avut prezenți pe domnul președinte Marcel Ciolacu, pe domnul secretar general Paul Stănescu, pe secretar general al Guvernului domnul Marea Neașu și domnul secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării, domnul Alex Stoica. Vă mulțumesc încă o dată și vă stăm la dispoziție cu întrebările pe care doriți dumneavoastră să le puteți. Să-i cuși de el. Eu aș vrea să felicit noi profesori. În acest moment, la Neamț, avem o conducere validată, votată și cred că cel mai important este să continue toate programele începute pentru neamțeni și o mobilizare specială și din partea Guvernului României, ceea ce privește autostrada Moldovei, dar și o mobilizare exemplară trebuie pentru continuarea proiectului privind nou spital, o investiție de peste 300 de milioane de euro, care, de fapt, va crea un hub medical în zona Moldovei. Și vă felicit pentru că ați reușit acest lucru. Vă stăm la dispoziție orice întrebare. Vă rog. Bună seara, domnule președinte Ciolacu, pentru că s-a tot vorbit în ultima perioadă despre acele măsuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare. Când vor fi gata și care vor fi până la urmă acele măsuri? Este o întrebare, sunt fel convins, pentru primul ministru al României și pentru ministrul finanțelor, dar din ce știu eu, vă pot spune că la începutul săptămânii viitoare suntem convins că va avea loc o coaliție și respectiv principiile oricum au fost aprobate și respectiva ordonanță va fi pusă în transparență și urmă promovată în Guvernul României. Nu este o ordonanță austerității. Falsă. Asta este. Noi încercăm să ne ocupăm de politică, noastră de presă, e normal. Nu critic, nu comentez, dar nu este o ordonanță a austerității. Dar în momentele în care ai depășit și încerci să depășești efectul a mai multe crize suprapuse, atunci este corect și responsabil ca un guvern al României să vină cu niște reguli foarte clare în ceea ce privește cheltuirea banului public. Și poți să faci o analiză, să vezi unde anumite lucruri, unde s-a greșit, care sunt oportunitățile până la urmă. La fel cum facem și în familiile noastre. Și vedem care sunt oportunitățile, care devin prioritățile. Nu putem să ne facem că nu am avut o criză energetică. Nu putem face că am avut o pandemie. Nu putem să ne facem că avem un război la frontiera României. Toate aceste lucruri duc la o responsabilitate din partea guvernului și a guvernanților și a oamenilor politici de a veni cu astfel de lucruri. Repet, nu vorbim de ordonanță austerității. Nu vorbim de ce s-a mai întâmplat în România acum nu foarte de mult, când s-au tăiat pensii și salarii. Partidul Social Democrat nu a făcut niciodată acest lucru și nu va face niciodată. Legat de acea supraimpozitare a veniturilor mai mare decât ale președintelui, s-a tot vorbit. Era în contextul legii pensiilor speciale, știți părerea mea în ceea ce privește pensiile speciale, sunt și un jalon. România nu are voie să piardă vreun euro din PNRR. Poate mai puțin să piardă bani, pentru că nu a trecut jalonul și legea pensiile speciale. Supraimpozitarea, s-a discutat și despre mediul privat, nu doar legea de pensii. V-am răspuns în prima oară, sunt fel convins că nu va fi nici ultima oară,
niciodată nu s-a vorbit de mediul privat. S-a vorbit de o nedreptate față de români, de un abuz legislativ, de o toleranță prea mare a anumitor decidenți din trecut și s-a ajuns la un prag de criză socială pentru această nedreptate care s-a făcut în România. Acest lucru trebuie să se închidă. Nu s-a vorbit niciodată de mediul privat. Ar putea să fie introdus și impozitul progresiv? Nu e prima oară cum răspund și niciun. Până când ANAF-ul nu va fi digitalizat, nu sunt unul din susținătorii introducerii impozitării progresive. Dar sunt unul dintre cei mai mari susținători acestui tip de impozitare, pentru că aceasta este direcția pe care a luat-o întreaga lume, întreaga Europa, mai puțin în Rusia. Sau, dacă dorim să apărăm ceva deja depășit în întreaga lume sau în întreaga Europa, mai puțin în Rusia. Cota unică, atunci se referim la cota unică, fiindcă ea nu mai există în România. Dotați continuitate, domnule președinte, așa cum vă au reușit de acapanță. Ca președinte PSD și ca viitor premier al României pe Sfântul Procurativei, cum priviți dumneavoastră faptul că, în timp ce Guvernul României l-a numit sau denumit de secretar de stat, prefect sau funcții similare, face acest lucru public pe site-ul Guvernului, în monitorul oficial, în timp ce la neamț, încă trăim cu interpretație, și prefectul de neamț, colegul dumneavoastră de adiță, astăzi votat prin vicepreședinte aici, a refuzat cu obstinație să ofere public la solicitări expresă, inclusiv într-o altă conferință de presă de la PSD Neamț, ordinul prin care l-a demis pe cel care justiția română l-a etichetat de infractor. Ordinul nu este de... e ceva public. Păi spuneți și domnul Miniță. Faptul că ne-a vrăzat, sunt neamț. Există acea ordine, nu? Există în rolul acelui Miniță, a spus, refuzând să rămână pe site, instituția așa cum este. Dar ar avea efectul de grafic. Cred că e o neînțelegere locală, sunt foarte convins că voi vorbi cu domnul prefect și o să vorbim. E una din neînțelegerile cauzate de domnul prefect Miniță. Am înțeles. Pe un alt subiect, pentru că am văzut ce s-a întâmplat în Serbia în ultimele zile, ce măsuri credeți că ar trebui luate și în școlile din România pentru a preveni incidentele? Am văzut, deși vedeți ce s-a întâmplat în Serbia, ține și de regimul armelor și muniții. Și am văzut că deja Ministerul de Interne pregătește anumite măsuri. Să ne păzim de mitraliere în școli, cu toate că România nu are un acces la mitraliere așa de larg cum există în Serbia, fiindcă am văzut și președintele Serbiei a spus că o să facă niște modificări în acest sens. Deja intrăm într-o logică anormală. Sunt foarte convins, în schimb, că Ministerul de Interne va veni cu anumite reguli în ceea ce privește pe cei care dețin permis de armă în România. Așa ceva să nu se întâmple. Și o ultimă întrebare, pentru că se apropie rotativa guvernamentală. Din ce înțelegem pe surse, va fi schimbat acel protocol, cum ar putea arăta Guvernul Ciolacu și ar putea să dispară anumite ministere? În acest moment avem un protocol. Și respectăm. Când coaliția va lua altă decizie, sunt primul care am să vin și am să mă arăt. Și Nicolae Ciucă ar putea ocupa o funcție în Guvernul condus de dumneavoastră? Ferm convins că domnul prim-ministru al României, Nicolae Ciucă, vă va răspunde la această întrebare. 24, proiectul de lege propus în decembrie de executiv, care vizează ființarea unei agenții subordinea Secretariatului General al Guvernului, digital prim-ministrului, credeți că ar trebui păstrat în forma propusă, inclusiv cu posibilitatea de schimbare a conducerii, sau ar trebui să sufere modificări? Vorbim de reforme. Când începem și terminăm reformele, pe o știre nu falsă, dar pe o interpretare greșită, prezentată de către cineva, preluăm acea știre că Ciolacu
am sunat și pe secretarul general, după știrile, nu de la dumneavoastră, dar nu sunt în spațiu public. Ce preiau, că nu știu, mă uit la știri și nu înțeleg ce preiau. E o agenție independentă. Vrem o ECD? Așa este toată lumea. Trebuie să ne hotărâm ce vrem. Vrem să ne îmbrăcăm în drapelul României și să spunem că Uniunea Europeană nu este bună, dar nu știu ce punem în loc, nu știu cum o să mai facă domnul primar spitalul fără banii europeni, sau vrem, au anumiți politicieni probleme, un proiect de lege. Eu știu că meseria lor este să discute la comisii, în Parlament, să-și lămurească aceste probleme. Mi-a spus domnul secretar general, domnul Neacșu, că s-au depășit și a înțeles lumea, de fapt, despre ce. Este un lucru bun, este un lucru rău. Nu va avea ceva cu ceva subordinat. Da, îmi doresc. Noi am avea cam 5 ani să intrăm la OECD. Ați văzut că am făcut și o comisie parlamentară. Am și decis în interiorul coaliției ca domnul Nicolae Ciucă, după ce nu va mai fi premier, să fie președintele acestei comisii. Cu alte cuvinte, să există o continuitate și o coerență în ce s-a pornit la guvern și cu ce s-a pornit la Parlament. Am fost și lăudați pentru acest lucru. Eu mi-aș dori ca în următorii 3 ani să intrăm în OECD. Este foarte, foarte important și îmi doresc. Și mi-aș dori de când am făcut această coaliție. Mai ales când unim cele două mari partide și de stânga și de dreapta și depășim anumite lucruri și vedem perspectiva națională, în primul rând. Repet, nu aia cu goarna și cu drapelul înfășurat și fără soluții. Cred că o astfel de coaliție trebuie să ducă România și noi ce deși ce. Am reținut opinia dumneavoastră exprimată adineaori vis-a-vis de pensiile speciale. Întrebarea este când credeți că ar putea fi tranșată această reformă, astfel încât România să nu piardă... Este cererea de plată numărul 3. Cererea de plată numărul 3. Este depășită acum termen, presupun că ministrul de la MIPE o să spună de ce nu avem nici legea închisă. E ultimul raport de la Banca Mondială care o să vină la... Este în avizare acum în bordul Băncii Mondiale cu noile cerințe pe legea deja trecută în Senat. Eu nu o să renunț până nu vom trece legea cu pensiile speciale. Dacă ea va trece, cât timp sunt președinte la Camerei, nu e nicio problemă și avem deja feedback-ul de la Comisie pe lege că îndeplinește jalonul prins în PNR. Dacă nu, și avem neîndeplinit acest jalon, și voi fi primul ministru al României, voi veni cu lege de asumare a răspunderii în fața Parlamentului, astfel încât ori trece legea, ori plec eu acasă. Mulțumesc. Cred că a fost cât se poate de clar. Domnule președinte, vă rog. În timp, mulțumesc că s-a dumneavoastră. Vreau să vă întreb despre tratativele de pace din Ucraina și Rusia sau protestele din Israel. Nu sunt implicate în tratativele. Să vă dați niște răspunsuri pe care le merit, dacă întreb așa ceva. Nu recunosc, nu sunt implicat, nu dați atribuții pe care nu le-am, nici măcar constituțional. Să ne apropiem de zona noastră. Domnule președinte, o întrebare generală, apropo de un lucru pe care îl vedem cu toți. În guvern, văd o înțelegere deosebită între toți factorii responsabili zona 4 slavă și cum se termină ședințele de guvern și în teritoriu, avem, hai să le spunem, neînțelegeri ideologice și de opinie și de vedere și de puncte de vedere în privința a ceea ce se desfășoară în România. Cum puteți să ne explicați de ce în guvernul bine și în teritoriu și între chiar și între membrii guvernului când nu sunt în ședință de guvern, apar critici. Asta ar fi o primă întrebare, ca să nu mai repede aceea. O a doua, v-aș întreba și pe dumneavoastră special, dar credeți că la o adunare națională a PSD-ului, dacă s-ar pronunța numele lui Liviu Dragnea, primit tot atât de aplauze cât a primit relaxări astăzi, în sală,
Nu știu, dar când voi face prima adunare, o să vă chem și pronunțați dumneavoastră. Suportați dumneavoastră consecințe. Când intri în guvern, și când vorbim de guvern, nu vorbim de guvern al unei coaliții, vorbim de guvernul României și de miniștrii României. Atunci e normal că ai anumită responsabilitate în ceea ce privește decizii. Sunt fel convins că din acest moment domnul președinte va intra în atribuțiile sale și în ceea ce privește proiectele importante pentru nemțeni, indiferent dacă sunt la o comună sau la Consiliul Județean sau la un municipiu, vor fi discutate și se vor lua deciziile cele mai bune pentru oameni. Mulțumesc mult! O zi minunată!